Cu fiecare zi care trece, gospodarii fără pereche mai fac un pas către însurătoare. Astăzi mai am invitat un bărbat care abia așteaptă să fie om la casa lui, cu femeia lui, cu toată treaba lui. Liviu Lionte! Ce faci? Ce să fac, bine? Merge treaba? Trebuie să meargă. Te văd cu zâmbetul pe buze. Corect, e toamnă și avem produsele naturale acolo la locul lor. Produsele naturale care ajută la? La toată energia noastră. La toată la energia, la dragoste. Ia zic, cum e? Lasă, deci gospodarule, zic cum e. E bine, mulțumesc. Totul merge super ok. Le visez noaptea? Uneori. Nu tot timpul, e mult de muncă acum. Stai un pic, ca să înțeleg, am ajuns în momentul în care sunt două femei care se luptă pentru tine. Sigur. Și, spune-mi doar mie, o ai pe una dintre ele preferată? Sau încă mai sunt amândouă? Eu nu pot să spun prea mult acum, dar aștept telespectatorii sufletul spune? Sufletul spune multe. Sufletul spune multe. Da. Le-ai pupat pe amândouă? Eu asta întreb acum. Normal că le-am pupat. Da. Și? Nu le-am sărutat, le-am pupat. Pe ce mai suntem în clasa întâi? Nu e chiar așa. 2017, pac, pac, pac! Nu e chiar așa. Da, în seara asta o să vedem pentru prima oară cum te-ai pregătit pentru primirea fetelor, nu? Ai avut emoții? Oh, cu siguranță. M-am gândit foarte mult la cadourile care o să le iau și... Până la urmă am găsit ceva, dar mi-a luat ceva timp. Da, mama ta ce zice despre fete? E foarte bucuroasă. Chiar se înțelege foarte bine cu ele. Fratele? Fratele chiar, nu știu, s-a împăcat foarte bine. Adică eu nu am fost cu... El e însurat? Nu. Păi poate rămâne una lui. De ce nu? Nu, păi dacă sunt două, știi cum e. Sigur, la aia... Dacă oricum ele s-au obișnuit un pic cu gospodăria, poate să rămână una... Cu tine una cu ea. De ce nu? Este loc sub soare pentru toată lumea. Da. Știi cum e, știi vorba aia, între două nu te plouă, dar nici bine nu ție. Au fost ceva discuții? Neînțelegeri? Nu, n-am avut neînțelegeri, însă au fost unele momente în care una s-a detașat, să zic așa, în anumite activități, alta în altele și... Dar nu am avut divergențe sau chestii de genul ăsta. Tu mă știi acum pe mine, că nu sunt... Mă rog, ne-am văzut de două ori, acum... Nu, de unde să te știu așa? Nu, adică eu sunt un om mai pozitiv, așa, cu mai cu zâmbetul pe bun. Și nu știi cum e, nu? Ne-am văzut de două ori, acum... Nu ne prea știm. Am înțeles. Dar aici... Vedem imagini, sunt curios. Simt că ești îndrăgostit. Oarecum da. Dar tu ești foarte atent la mișcarea planetelor, nu? La energie, la toată povestea asta. Da, să știi că și asta o facem, cât suntem sănătoși. Simți că se aliniază planetele? Trebuie să alinieze. Nu avem alt drum. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și sper din toată inima să fii fericită cu alegerea pe care o vei face. Eu îți mulțumesc. Noi am fost în weekend, vineri, la ziua Ionelei Prodan, mama Anei Maria Prodan. A fost ziua ei de naștere, 70 de ani. Okay. Haideți să vezi cum a fost acolo, cum ne-am distrat. Iar ție îți doresc multă baftă și în seara asta ne uităm la show de la 20:30 de minute. Mulțumesc mult. Curaj. Să fie la toată lumea. Bravo. Mulțumesc mult. Da, ia zi, l-ai strâns în brațe așa cu... Am făcut și baie împreună. Băi, lasă-o încolo și... Și ai ceva? Nu zic mai multe, lasă Cătălin, lasă să vadă telespectatorii, că după aia știi cum e, la un film, dacă știi finalul, nu te mai duci, nu-ți mai iei bilet.